dacă ar fi să sumarizez ce am dispus împotriva pornografiei sau care este esența luptei împotriva acestui flagel, acesta este lucrul pe care l-aș spune. Pornografia se bazează pe o insatisfacție personală pe care ar trebui să o avem în altceva. Pornografia exploatează lipsa noastră de împlinire, lipsa noastră de bucurie, lipsa noastră de satisfacție în altceva. Și singurul mod în care poate fi biruită plăcerea pe care cineva o are vizionând pornografie și consumând pornografie, este să aibă o plăcere mai mare. Asta este singura cale. Și de fapt, asta este problema fundamentală a pornografiei. Că omul nu-și găsește plăcerea mai mult în altceva. O plăcere este biruită întotdeauna cu altă plăcere mai mare. Când vorbim despre credincioși, lucru care trebuie să fie foarte clar este următorul. Motivul pentru care consum pornografie este pentru că nu-ți găsești plăcerea de plin în Dumnezeu așa cum ar trebui să-ți găsești. Și felul în care poți birui acest păcat este găsindu-ți plăcerea de plin în Dumnezeu. Cu siguranță există oameni care nu sunt credincioși și care au renunțat la pornografie și se pot lăsa de pornografie fără Dumnezeu. Nu asta vreau să spun, că Dumnezeu este singurul care te poate face să renunți la pornografie. Ci vreau să spun că dacă ești credincios, asta trebuie să fie motivația supremă. Altfel, ești ca un ateu care din anumite convingeri renunță la a consuma pornografie. De aceea te încurajez să cauți prin toate metodele posibile să-ți găsești fericirea și împlinirea în acela în care îți poți găsi cel mai ușor fericirea și împlinirea și în acela care îți poate da cea mai mare fericire, împlinire și satisfacție, și acela este Dumnezeu revelat în persoana Domnului Iisus Hristos, care lucrează astăzi în biserică, în credincioși, în mod individual, prin Duhul Sfânt. Asta este esența.